107 polițiști giurgiuveni de la circulație, ordine publică, investigații criminale, investigarea fraudelor, 57 de jandarmi și 4 inspectori sanitari veterinari au luat la purica tot județul Giurgiu, însemnând baruri, discoteci, localuri de alimentație publică, societăți comerciale și conducători auto, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale. A fost o acțiune benefică, socotind după numărul deloc mic al neregulilor depistate și a sancțiunilor aplicate. Astfel s-au constatat 8 infracțiuni, din care 7 la regimul circulației rutiere și 1 pe linia pazei obiectivelor, și s-au aplicat 170 de contravenții, cele mai multe la regimul circulației rutiere, pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială și pe linia protejării populației împotriva unor activități comerciale ilicite. Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la circa 36.000 de lei.